A fost ca și cum mi-am găsit tribul. Predau utilizând tehnologia de ceva vreme și în momentul în care am găsit comunitatea îndreptări digital, am simțit că sunt în locul de care aparțin. Am găsit profesori cu care colaborez activ, dispuși să împărtășească și am cui să împărtășesc la rândul meu și simt că funcționează lucrurile aici, cu adevărat. Au fost mai multe, cred, pentru că odată ce aplici tehnologii digitale la clasă, poți să accesezi proiecte, inclusiv proiecte europene, și anul trecut am avut bucuria să câștig un loc întâi la competiția de proiecte e-twinning, unde copiii mei au câștigat 5 tablete. Și de atunci folosim acele tablete la clasă. A fost un mare plus pentru noi, acel câștig. Cea mai mare provocare a fost să-mi convinc colegii că e bine să vină copiii la școală cu telefoane mobile și să le folosească la clasă. Pentru că simțeam că înot împotriva curentului, dar odată ce apar progrese din partea elevilor, apare și disponibilitatea celorlalți să acceseze aceste resurse. Mă simt în ritm cu elevii mei, pentru că ei sunt nativ digital și eu încerc să țin pasul. Folosind resurse digitale la clasă, mă simt în ritm cu ei. Îi ajută să fie creativi, îi ajută să colaboreze și altfel, îi ajută să depășească barierele de a fi intrinsec și de a fi doar cu tine. Prin resurse digitale ies un pic din cochilie și colaborează cu ceilalți. Folosirea tehnologiei sprijină învățarea elevilor, făcându-i să devină responsabili ai propriei învățări. Și au un parcurs pe care îl stabilim dinainte și ei urmează singuri acel drum. Primesc feedback în timp util și atunci când finalizează sarcina, simt că au lucrat cu adevărat și că au câștigat ceva în plus, în cunoștințe. Ei se simt wow! Copiii la clasă, până când nu simt că fac ceva wow, că face totul poc, că face boom, nu simt că au trecut într-o oră și că au făcut ceva util. Pentru ei ceva util este să se simtă wow. Și resursele digitale ne ajută să fim wow. Ajută învățătorii, ajută elevii, ajută comunitatea, pentru că și părinții află mai ușor ce se întâmplă la clasă. Putem împărtăși oricui experiențele noastre de învățare și colaborăm mai ușor și vedem că se întâmplă lucruri frumoase în clasă. Conexiune. Interconectivitate. Nu știu, am mai multe cuvinte pentru îndreptare digitală. Da, cred că interconectivitatea. Faptul că am creat o comunitate și ne mișcăm la unison.